Eu sunt Ginger Călătorul, dau la muie cu toporul. Ăsta a fost cel mai tare intro ever, fraților. Bine v-am găsit la un episod, fraților, de Sam. Da, băieți, filmăm iară târziu. Ce să faci, n-ai ce să faci, Raul, e nocturn, glumeam. N-am avut chef să filmez azi și nu m-am gândit să filmez, doar am jucat. Că am jucat cu niște colegi. Deci da, am 401 ore. Am dat la licențe azi, adică am făcut și un mic live. Bine, nu azi, de fapt ieri, că au trecut de ora 12. Câsfă, n-ai câsfă. Și da, ca de obicei, cum sunt băiatul nocturn, filmez noaptea. Ia uite și pe ăștia doi, băi, să-ți un pic, am o notificare pe tel și nu știu ce măsa este. Și știți, când pâlpâie becul, n-ai cum să nu te uiți, frate. Ok, never mind. Puteam să nu mă uit. Da, deci după cum ai să-mi dat la licențe azi, de m-am săturat, am dat vreo 6-7, cred că. Ia stai. E pe server Bulangiu. Da, deci nu știu ce să zic, frate. La ora asta nu știu ce să fac decât să mă duc să fac niște job, dar nu știu ce job, ceva, aș vrea niște curier sau nu știu. By the way, modurile sunt ale lui Răduc, ăla, Răduchiu, Răduc, așa mi se pare că îl cheamă, căutați-l pe YouTube. Sunt șmechere, merg pe Windows 10, asta mă interesează pe mine pentru că n-au first person, am crezut că au și first person. Pe mine mă interesează să meargă pe Windows 10, pentru că nu cred că o să mai îmi dau downgrade la Windows 7 din nou. Da, și multe NB-uri nu merg pe Windows 10, din păcate. Și am găsit modurile astea care se văd super șmecher, adică pe mine mă interesează să se vadă așa, HD cât de cât, și să fie reflexii la mașini și se vadă șmecher, frate. Și mapa, mai ales, uite asta de la minimapă, gen player-ul, îmi place foarte mult. E genul ăla de la modurile alea de mafii, de alu... Check need license 21. Salut, frate. Hai să mergem. Facem un screenshot. Bam, screenshot. Unde este? E în LV. Ok, frate. Ok, frate. Are ID 69 sau? Ah, ba nu, nu, e el 69. Da, băieți. Și mergem să dăm licența. Îmi pare cunoscut, dar nu știu de unde. Mi se pare că era un YouTuber care avea Gabor XL, dar nu mai țin minte cine e. Exact. Nu, habar n-am, credeți-mă că nu știu. Deci, știu că era un YouTuber care avea Gabor XL numele. Da, câsf. Sper să nu fie nab, sper să știe testul la licențe, frate. Asta mă interesează pe mine. Mergem acum după el. Da, v-am zis, trebuie să-mi fac raportul că n-am fost activ, am fost la mare și n-am fost activ și cum am venit, miercuri și trebuie să-l fac raportul că o să fiu ocupat zilele astea, adică mâine, nu, de fapt, pe 12 o să fiu ocupat și nu o să mai am timp. Sper să nu fie ședință pe 12, mamă ce m-am băgat în ăla. Sper să nu fie ședință, pe la facțiune mă refer, asta e și dacă e. Și da, hai să mergem. Bă, îmi plac mult modurile astea, frate. Deci chiar sunt bestiale și nu fac lag, adică am 109 FPS-uri, 112, acum 114, deci nu fac lag. Da, și șmechere, n-au buguri aparent, adică nu-ți dă la de te uiți în jos să-ți dă crezi jocul, sau te uiți în jos să-ți merge 10 FPS-uri, cum am avut eu mod pe cola. Super șmecher, frate, super șmecher. Și o să încerc să postez Samp mai des, vă promit că o să încerc să postez Samp mai des, frate. Deci vă promit, frate. I promise you. I promise you. Ok. G. Ce licență dorești? La level 4. Slash request licenses 21. Să văd care le ai și îi zic. Ok, să vedem. Să dea accept, să vedem ce licențe are băiatul. Băiețeșul, niciuna. Ok. Păi de... Păi poți de fly. Ah, pilot, navigație, pescar. De fly. Sail. Pescar, nu, fish. Cam atât. Ah, și materials. Care le vrei, bus?
Fly. Ok. Mergem în SF GPS. Știu facțiuni. Că am acolo. De fapt știi ceva. Ok, hai să mergem în SF. Mai dăm și noi licențe la tipul ăsta, în episodul ăsta. Adică la ora 2 nu prea ai ce să faci. Am avut bolan când a dat licență, frate, că să mai diversific și eu episodul. Adică, știți, putem să povestim foarte mult. Aș putea face 500 de episoade în care putem să povestim. Dar doar mă plimb pe stradă și povestesc, știi? Să fac și ceva în episodul ăla, să vă uitați de fundal, știi? Și mai bine o să dau licențe. Yay! Fac și o raportul, mai bine. Da, plănuiesc să stau în facțiunea asta foarte mult. Am zis, adică am mai stat în facțiunea asta prin ianuarie. Să nu derapez, mamă. Da, mergem în SF. Am zis și atunci că stau până la rang 5 cel puțin. Și n-am stat, am stat până la rang 2. Bine, aveam rang, acum am rang 3. Opa, opa, rip. Aveam rang 2 că... Zis să-i zic, pui. Că am luat FV, aveam 40 de zile și aveam rang 2, foarte tare. Bine, după aia mi-a scos FV. Nu, de fapt nu mi-a mai scos FV-ul, am dat... Eu nu mai știu dacă mi-a scos FV-ul sau nu, că dacă îmi scotea FV-ul nu cred că mai ieșeam eu din facțiune, știi? Dar nu mi-a scos FV-ul, adică am rămas cu el o lună și am zis, frate, bag piciorul, ies și intru în PD. Am aplicat PD și zic că pentru PD trebuie rang 3 facțiunea anterioară ca să poți să intri în PD. Adică facțiune de asta, gen SFSI sau taxi sau nu știu. Știi? Și am zis, frate, ce pui mi? Și am aplicat din nou la asta. Și acum, bine, am rang 3, aș putea să ies să mă duc PD. Dar nu vreau, vreau să rămân, frate, că să-mi fac faction logo șmecher, știi? Nu să fiu un dăla de ies numai din facțiuni și intru din nou, știi? Plus că mi-a acordat Charles șansa de 2 ori la facțiune. Nu cred că ar mai accepta să ies încă o dată, să reintru. Adică să fii lider de facțiune, mai dai și tu șanse la alții, frate, nu doar îți iese unul din facțiune și ți aplică din nou, știi, să... Na, le dai șanse și la alții, frate, știi? De aia nu mai vreau să ies prea curând. Vă dați seama că o să ies la un moment, dar ori nu mai am timp, ori vreau în altă facțiune, dar nu prea curând, frate, uite, să nu este așa acolo, dar pe aici. Ah, mi s-a părut că mașină de poliție, mă rog. Deci da. Mergem aici. Să fac totul ca la carte, că nu vreau să... Ia uite, mă, s-a aruncat din mașină. Bă, bulangiule, ce te rugi din mașină? Aia ce-și post. Hai la tati. /f Gabor XL punct slash. Zici nu? Poșunu is with me to do the flying license test. Start lesson, poșunu flying. Dă-mi un SS. Ai de urcă, boss? Ai de urcă, boss? De ce nu da accept? Așa. Dă-i fă. Du-mă la aeroportul din SF. Ai grijă să nu bușești elicopterul sau pici testul. Dă-o așa cu asta, ca să fiu sigur că... E tot în regulă. Da, mi-am făcut un de-asta, un trepied, ca stăm la microfon și acum pot să stau cu scaunul ridicat la maxim. Iai, sunt un zeu, sunt în ceruri. Pentru că înainte stăteam cocoșat la microfon ca să mă aud bine, știi, dar acum nu mai trebuie pentru că mi-am făcut un trepied, ca asta, mă rog, dintr-un borcan și dintr-o jumate de clepsidră. Vă dați seama ce creativ pot să fiu, adică, vă rog frumos. Da. Cum du-mă înapoi. Dacă vrei, poți ateriza pe una din cele 4 clădiri ca să fie mai ușor. Cred că 4, da. Nu, 5. Da, eu de obicei așa fac cu unii clienți. Lasă să aterizeze aici, știi, ca să nu mai bușească elicopterul. Adică e mai ușor aici, știi? E câmp liber, nu 10 de copaci să-i bușe, știi? Da, păi. Gabor XL.69 Aha, spase the flying license test.
schimb licență 21. Flying. Stop, leză 21. Hai de bus, hai de bus. Ține așa că de obicei mai dau din greșeală enter și opresc lecția. Perfect. Bam. Asta e. G. Să ne dăm și jos că nu putem să ne aruncăm. G, fră. G, fă. Engine. Ca să coborăm jos, nu? Ca să nu... Oba, engine. Ce licență vrea acum? Hai să vedem ce licență vrea. Gă, frate. Nu știu că nu mai am bani. Ok. Mai dai când mai dai licență când ai nevoie. Te duc undeva. Da. La 100 noștri, deci pies case 100 noștri. Da. Da, mi se pare că-l cunosc. Bă. Bă, îl cunosc pe ăsta, nu știu de unde, frate. Am văzut videoclipuri pe YouTube, dar nu mai știu de unde. Dacă nu faci, înseamnă că nu de pe YouTube, știi. Ah. Ok. Nu știu, frate. Dar nu mai știu ce YouTube era. Cum îl chema pe ăla, mă? Radu? Sau cum îl chema? Nu Radu, mă. Pizda, mă, se știe, frate. Uai, mi-e frică să nu mă bușesc pe aici. De fapt, ce pui mi-e dracu ăsta? E facultativ să-l dau. Pot să-i dau eject acum. Ah. Pot să-i dau eject, frate, acum. Dacă vreau. Nu, dar credeam că YouTuber, că băieții de la Bizon la cum plătesc YouTuberii să promoveze serverul, frate. Mă pot aștepta la orice, știi? Să fi plătit alt YouTuber să promoveze serverul, adică... Salută YouTube. Bă. Zi cine ești măcar, să știu de unde te știu. Bă, nu știu cu aia, ba mă doare în curs, sincer, dar dacă o fi un de ăla de are 1 milion de abonați, mă. Dacă zic numai, promit, frate. Îi dau, zic abonați-vă la Raul 2 ca și dau eject, frate. Nu, nu o să fiu bulanciu, ce dai. Și acum să zic că e Rafael, că l-a plătit Bizon să facă promovare. Andy. O să zic la toți, la toți. E Andy ăla de la lectură de la ala zemă? Na, mă rog. Pui mei, salut frate! Da, să nu zici. Gata, frătă. Da, zici și tu salut măcar. Bata, bă, cum a fost asta. Măcar să zică și el salut, nu? O să nu fie bulangiu. Da, mă rog. Hai să... Ducem aici. Că nu vreau să știe lumea că jube. Da, fără tăcil. Bă, stai, așa. Și că nu vreau să știe lumea că jube așa se... Cum să nu știe dacă filmezi. Mă rog, fraților. O să-i dau bătaie. Ți-o dau în bot. Hai, salut.
Na. Bă, nu cred că e el, frate. Adică nu știu, îmi pare, adică numele cred că e de la el. O să mă uit după aia la un video de lui de Sam, că știu că filma Sam, dar nu cred că e el, mă. Ce pula mea. Ce caută pe Bizon? În afară să fie plătit. Nu știu, vă rog, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.